uite că ne-am prins noaptea, dar într-un loc deosebit, pentru că în afară de monumentul pe care l-avem în spate și de care o să ne povestești, suntem în centrul orașului aici, și în centrul orașului Chișinău, și de aici o să mergem pe partea pietonală. Dar mai multe ne spui tu, că e orașul nou, orașul vechi, dar ne spui tu asta exact. Da, sigur. Da, suntem în centrul orașului Chișinău actualmente. Dacă am fi fost prin secolul 16-17, am fi fost la capătul orașului, pentru că orașul, de fapt, se formase un pic mai jos. Vom ajunge și acolo neapărat, ca să vedem zona veche a orașului, dar până prin secolele 17-18 vorbim de această zonă ca fiind zona Chișinăului, iar pe partea de centru sau buricul târgului, dacă putem spune așa, centrul orașului de astăzi, este de fapt începând cu secolul 19 și nu până atunci. Deși Chișinăul are o istorie mult mai veche, dar vorbim despre asta la locul de întemeiere a orașului. Da. Acum suntem aici în fața acestei statui, că aici ne-a prins vremea. E un loc plin de istorie și de încărcătură energetică, și pozitivă și negativă, și veți vedea imediat de ce. Orașul Chișinău, de fapt, a fost o bună bucată de vreme populat, aproape 40% din populația orașului erau evrei. Ei, iată că ajung anii 1941-1942, când încep mișcările împotriva evreilor și în această zona orașului se formează un ghetto pentru această comunitate. Zona este închisă, securizată. Noi vom vedea câteva dintre porțile, da, de intrare în această zonă. Deci noi acum practic am fi în interiorul ghetoului. În interiorul ghetoului, da. Și toată populația de origine evreiască era trimisă aici. E important de știut că pe acele vremuri locuiau și persoane de alte naționalități în această zonă, care aveau voie să iasă și să intre liber, mai puțin evrei erau scoși de aici doar pentru anumite munci grele și cine mai rezista, mai revenea seara înapoi, cine nu, asta este. Aveau clădiri făcute special pentru ei sau? Efectiv, zona a fost închisă cu clădirile care existau care erau aici, în zonă aici, care erau aici în zonă, da. Okay. Și casele localnicilor erau ale localnicilor, celelalte fusese toate combinate, deci evreii, bineînțeles, că locuiau în număr imens, pe un perimetru pătrat, da, destul de mic. Și ziceam că are locul o încărcătură și negativă și pozitivă. Avem această zonă veche a orașului pe de o parte, avem această încărcătură tristă cu comunitatea evreiască, dar în spatele meu, puțin mai jos, avem și o maternitate acum, da? Deci locul de naștere. Deci asta e energia bună. Energia o curățăm, energia, da, acestui loc, putem să spunem așa că o curățăm. Orașul, de fapt, fiind un oraș mixt cu o popularitate și cu o populație, de fapt, de diverse comunități, atât secole în urmă cât și astăzi, și vom vorbi pe parcursul călătoriei noastre prin Chișinău despre acest subiect, dar acum am fost pe locul în care a fost ghetoul în orașul Chișinău și vom vedea câteva zone de unde începea această zonă. Ok, da? Mergem. Atunci să ne deplasăm către partea pietonală și cât mai adânc în centrul orașului. Exact, mergem pe zona centru. Da. Vom ajunge imediat la bulevardul Grigore Vieru. Probabil ați auzit de scriitorul original de aici, de pe părțile noastre, dar care este cunoscut și în România. Da, este. Acum, iată, avem un bulevard care îi poartă numele. Și bulevardul Grigore Vieru, de fapt, duce spre zona veche a orașului, spre râul Bâc, unde se formează, de fapt, orașul în sine. Și totodată râul Bâc este cel care separă Chișinăul de alte zone, dacă am vorbit de acum câteva secole. Da. Deci, ca să nu vă zăpăcesc prea mult, dacă am coborât jos, da, am ajunge la un pod, traversându-l și fiind în secolul 17, am fi deja în orașul Visterniceni, în sătucul Visterniceni, de fapt, care aparținea familiei Râșcanu. Iar acum, de fapt, zona face parte din oraș, din oraș și e, da, o zonă a orașului pe care s-a mărit orașul. Râșcani. Cum îl numiți? Râșcani. Râșcani. Da.
okay, care aparținea familiei Rîșcanu sau Rîșcanov, ca îi mai spun unii, de la caz la caz, care și cum, cum preferă. Da, deci avem în oraș așa, spre exemplu, și să traversăm. Stai ușor, să ne asigurăm că da, ne văd. Haide! Da, ziceam că așa avem în zonă și o altă regiune pe care noi o numim Buiucani, care de fapt fusese la fel un sat, care acum e doar o regiune a unui oraș. Bineînțeles, în timp orașul se extinde. Noi vorbim de istoria Chișinăului începând cu 1436. De fapt, de atunci avem un document care atestă existența acestei localități. Era, de fapt, un act notarial care înregistra o vânzare și cumpărare de terenuri. Deci, mulțumim comercianților că, datorită lor, avem și noi un document care să ateste că exista orașul, de fapt, satul, la acea vreme, cu denumirea Chișinău. Da. Cu siguranță exista și până la 1436, doar că, neavând un document istoric, nu puteți atesta, putem să spunem nimic ceva, da. Și atunci, dar o lăsăm sigur, așa n-a cum apărut e. Așa dintr-o dată, dintr-un... Bineînțeles. Da, avea ceva în spate. Iar noi mergem spre strada pietonală, da, pe această alee frumos amenajată pentru pietoni, astfel încât mașinile să fie pe laterale, iar noi să avem libertate și de mișcare. Și noi să mergem prin centru, da, printre ele. Exact. Și, mă rog, printre, nu printre mașini, printre bulevarde. Printre bulevarde. Da. Și avem zona aceasta care ne duce în partea de sus a orașului și totodată spre centrul orașului, centrul din zilele noastre. Îl vom vedea și pe zi lumină, da, dar vedem și cum arată Chișinăul de noapte. Da. Începe deja să fie împodobit cu luminițe de sărbători. Da, deja s-au început pregătirile, da, sunt mântoi pe aici pe acolo, un pic mai târziu vor fi și aprinse. Deocamdată doar se lucrează la decoruri, în schimb... Luminatul pe care îl vedeți acum îl veți găsi în orice perioadă a anului, nu, da, ține de sărbătorile de iarnă. Jos avem amenajat un covor, da, pentru că elementele de aici sunt luate din covoare. Și sper... Din alea țesute la război, exact. Sper să avem posibilitatea să ajungem și la Muzeul de Etnografie, unde au o colecție de covoare țesute. Și le vom putea vedea în adevărata lor valoare. Iar urcând încet, încet, ajungem și la Banca Națională. A, cred că la această bancă, care, ajungem care și la pare o bancă foarte interesantă. Putem ajunge și la o bancă de decor, da, da, care de fapt, dacă veniți aici cu un telefon și aveți nevoie de o priză, îl puteți folosi. De regulă se încarcă de solar, la soare. Da. Și atunci... În momentul în care sunteți pe aici. Da, și acum să trecem la cealaltă bancă. Și trecem la cealaltă bancă. Pe partea dreapta a noastră, da, vedem această clădire, această înaltă. Clădire înaltă. Aici este, de fapt, Banca Națională a Moldovei, cu toate comorile și cu toate conturile bancare care sunt verificate, da, de această instituție. Construcție din perioada în care Moldova era Republică Soviet Socialistă, dar noi vom vedea și o altă bancă a orașului un pic mai târziu, ca să vedeți diferențele de decor în diferite epoci istorice. Da. Cam cât se mai întinde zona aceasta pietonală? De fapt, zona pe care o avem pe lângă Bulevardul Grigore Vieru e pe sfârșite. Da. Și începe strada, efectiv strada pietonală. Doar pentru pietoni. Okay. Doar pentru pietoni. Vorbim de strada Eugen Doga. Da. Personaj încă în viață, care are plăcerea de a vedea numele străzii sale, da, și merge pe acolo. E ceva, da. Mai mult decât atât, îl puteți întâlni uneori pe aici. Pentru cei care nu cunosc, este compozitor de muzică clasică, care, apropo, este recunoscut ca fiind în top 100 compozitori de muzică clasică din lume ai secolului nostru. Un punctaj, să zic așa, destul de mare, dar cu siguranță vă recomand, pentru a înțelege mai bine, să căutați muzica maestrului. Iar pentru a fi clar că vorbim de muzică clasică, aha, și în special văzut, da, de muzică la pian,
pentru că maestru iubește foarte mult și această parte a muzicii clasice, da? Strada pietonală vine decorată cu un pian. Da. Frumos. Care nu cântă, ar trebui fiecare să aibă melodiile cumva. Ar trebui acum, era cumva să călcăm pe câte o notă muzicală. Dar putem să ne imaginăm acest aspect. Da. Și bineînțeles, strada pietonală vine cu diferite cafenele, un hotel, o mulțime de clădiri și administrative și mai puțin administrative, dar vorbeam anterior că vom mai vorbi despre comunitatea evreiască și din zilele noastre, dar și din alte perioade istorice. Iată că ne apropiem acum de centrul comunității evreiești. Vedem clădirea noastră pe partea dreaptă, da. Cu alb și geamurile albastre. Deja vedem unele simbolistici ale comunității evreiești sus, acolo, pe aproape de acoperiș. Da. În interior se poate ajunge doar cu o prenotare în prealabil, cu o discuție în prealabil cu comunitatea sau în cazul în care faceți parte deja din comunitatea evreiască, cu siguranță cunoașteți procedurile de acces acolo. Totodată se organizează și mici evenimente. Vino un pic mai aproape. Așa, super. Aici, în zonă, deci își reînvie activitatea această comunitate în orașul nostru. După cum spuneam, aici o să ajungem și la granița ghetoului, de fapt, despre care vorbeam. Da. Iată. Deci, practic, era un zid aici, practic, nu? Practic, suntem în apropiere de acel loc. Nu neapărat un zid, era doar o zonă închisă prin tot felul de structuri posibile acelor timpuri. Nu s-a construit un zid special pentru această zonă, ci iată strada care intersectează strada pietonală. Era cumva granița, aceasta era granița acestui ghetou. Totodată această zonă care intersectează, deci vorbim de strada Alexandru cel Bun, care intersectează strada pietonală, da. Făcea și separarea dintre orașul vechi, Chișinăul istoric, da, se finisa cam pe aici, da. Și Chișinăul nou vine deja un pic mai sus, construit deja mai târziu, în secolul XIX, și vom vorbi neapărat pe acest subiect, de ce noi vorbim de Chișinăul de jos și Chișinăul de sus, dacă pot să spun așa, și de ce centrul nostru din Chișinău nu neapărat ar fi un centru istoric, decât dacă vorbim istoric până la secolul XIX. Să traversăm. Deci, dacă veniți în Chișinău și ajungeți în zona centrală, să nu căutați străduțe mici și întortocheate, pentru că nu le veți găsi aici. Totul este planificat în secolul XIX, când deja vorbim de străzi mai late, bine planificate, stilul american, american, ca un grătar care a fost pus. Da, perpendicular, organizat, da. Planificat ce clădire și unde va fi. Diferit față de zona veche a orașului, în care fiecare își construia o casă după cum îl apuca vremea și drumul deja mergea în dependență de casele care deja erau acolo. Da. Și atunci avem diferența dintre o stradă planificată și o stradă care e așa cum a prins-o vremea. Cum ne-a prins și pe noi seara în centrul orașului. Și da, vă spuneam că avem și hotel aici. Pe timp de zi, pe această străduță, sunt și meșteri populari care își vând exponatele făcute de ei. Foarte important, meșterii populari vând aici doar ceea ce produc ei nemijlocit și nu sunt produse din import. Străduță iubită totodată și de tineri. Vom vedea imediat statuia a doi îndrăgostiți, care cumva denotă specific cu acestei zone. Da. Da, iată, deja un pic mai sus îi putem vedea. El, da, bineînțeles, cu florile în mână și așteptând-o ea, întârziind și fiind grăbită. Da. E o zonă care, de fapt, atrage tinerii și nu doar tinerii, pentru că toate categoriile de vârstă iubesc zona aceasta pietonală și totodată vă fac o invitație să veniți aici să faceți o poză. Pentru că
Această stradă pietonală, această zonă a orașului, este cunoscută ca fiind locul în care s-a făcut prima poză cu orașul Chișinău. Ok. Deci aici avem, de aici avem prima poză a orașului. Da, deci dacă vreți să faceți o poză într-un loc memorabil, vezi că e un cățel acolo. Aici o puteți face. Bine, de aici, pe timpul zilei, peisajul în spate, cred că e unul foarte interesant, că se vede în jos mult, pe lungime. Da, bineînțeles. Iar dacă venim iarna, vedem și zona care fusese satul Visterniceni. Da? În momentul în care copacii sunt goi, de aici putem să vedem și satul vecin, ca să zic așa. Da. Acum, datorită copacilor și faptului că avem o toamnă lungă, încă mai suntem acoperiți ca zonă. Uite, mă arată încolo. Că despre încolo vorbeam. Da? Așa. Iar pentru o orientare bună, vă recomand să fiți atenți la aceste indicatoare. Ele sunt, de fapt, indicatoare pentru turiști, ca și în alte orașe. Vedeți această stilistică de indicatoare pe un maro, ceea ce denotă destinații de interes turistic. Așa sunt și la noi, pe aceeași culoare, pe maro. E o practică mai mult sau mai puțin internațională, respectiv care se practică și la noi. Da. Pentru iubitorii de ceai, cafea și să muzică franceză, avem intrarea în parc, care deja ne prezintă un bonjour cafe. Și un cățeluș, ia uite-l ce micuț e. Da, un parc foarte populat. Ceasul e cam 8 și jumătate, nu? Cât e 8 și jumătate? 8:40. 8:40 și iată că e populat. Pe timp de zi aici avem deja pictorii care își expun lucrările de pictură. Da, ia uzi. Pe timp de seară, deja pentru plimbare, ceai, cafea, da. De la caz la caz, care ce preferi. Da. V-am dus pe niște străduțe întortocheate. Da, nu prea. Așa, așa un picuț, ca să vă zăpăcesc un pic. Da. Pentru că trebuie să ajungem într-un loc, fără ca să știți cum am ajuns noi aici, ca să nu găsiți după aia singuri. Ok, gata. Am aflat de ce ne-ai băgat printre străduțe. V-am zăpăcit un pic, pentru că suntem într-un loc mai mistic sau nu neapărat mistic, cu mai multe secrete, să-i spunem așa. Vorbim de clădirea pe care o vedem în spate, da. Două etaje, nuanțe de galben avem aici, care de fapt se consideră că ar fi fost sediul lojei masonice, loja Ovidiu, care era în Chișinău în secolul XIX. Actualmente clădirea este monument înregistrat ca monument național în registrul de stat. Nu mai prezintă nicio lojă, sunt birouri, sunt spații date în chirie. Dar dacă ați fi venit aici în secolul XIX, cu siguranță ați fi fost introdus în această lume într-un alt mod. Cine știe, poate chiar prin acea ușă micuță care dă acolo la subsol. Și totodată aici, în această locație, se presupune că ar fi fost sediul organizației care a pornit Eteria, mișcarea care a dus la eliberarea Greciei de sub Imperiul Otoman, deci această mișcare revoluționară care, de fapt, pornește de aici, din Chișinău, Odessa și Iași. Deci aceste trei orașe erau cumva forța care au pornit această mișcare, bineînțeles cu comunitatea, împreună cu comunitatea de greci aflată aici, și vom vorbi cu siguranță despre ei în zilele ce urmează. Ok, bine. Păi terminăm seara aici și acum, ne ducem să ne încărcăm bateriile și pornim mâine dimineață. Și am ajuns din nou în Chișinău. Și acum să ne spui unde suntem. Da, avem în jurul nostru o mulțime de obiecte de artă, pentru că suntem pe teritoriul Academiei de Teatru, Muzică și Artă, actualmente, în 2023. Dacă mergem înapoi în timp, pe la 1902-1905, când această clădire a fost ridicată, arhitect avându-l pe Țiganco, această clădire este ridicată cu sediu de gimnaziu pentru băieți, iarăși un loc de studiu. Ok.
nimic deosebit până acum, nu până e așa? Acum, până da. Acum nimic deosebit. Ei, iată că în perioada primului război mondial această clădire este transformată în spital militar, dat fiind faptul că în acea perioadă sălile de regulă erau destul de încăpătoare și a putut fi ușor transformată. Și cel mai interesant pentru noi, zic eu, este faptul că aici își are sediul Sfatul Țării. Acel Sfat al Țării care votează independența Basarabiei, pe acea vreme gubernie a Imperiului Rus, și apoi se discută alternativa de a se reuni cu România și aici avem și semnarea actului Sfatului Țării, actul de unire, avem acolo și indicat pe perete această informație. Locația pentru Sfatul Țării fusese aleasă în mod special pentru că la acea vreme aici era cumva periferia orașului, deci separată de oraș, putea fi bine păzită, avea conexiune cu orașul pentru că era dotată cu telefonie, dat fiind faptul că vorbim de o școală, de un gimnaziu, fiind și un gimnaziu în care învățau copiii din diverse zone. Avea și o zonă de cazare, respectiv toți membrii Sfatului Țării puteau să se adune aici, să stea și peste noapte, în cazul în care veneau din alte părți ale țării. Respectiv locația perfectă pentru un eveniment major, istoric. Astfel, la 1918, deja Sfatul Țării își îndeplinește misiunea, reușind să semneze acest act al unirii. Da. Dar mai multe despre istorie aflăm un pic mai jos. Mergem la Muzeul de Istorie și vorbim acolo. Și vorbim acolo. Ok. Unde ne-ai adus? La Roma v-am adus. Da? Vedem lupa Capitolina aici. Dar de fapt suntem la Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova din Chișinău și aici vom face cele 5 minute de istorie, ca să le zicem așa, despre toată această zonă, ca să înțelegem mai bine istoria țării, dar și a Chișinăului în sine, pentru că ele sunt interconectate și bineînțeles că această statuie cu lupaica nu e nici ea aici întâmplător. Bineînțeles, începem cu epoca preistorică, vorbim aici de perioada Cucuteni sau Cucuteni Tripolie, poate ați auzit de ei, poate nu, e acel sătuc mic de pe lângă Iași care se numește Cucuteni, unde de fapt au fost descoperite primele elemente ale acestei culturi, vase de lut, statui de femei și de păsări antropomorfe, mai puțin de bărbați, dar erau și ele pe acolo. Și practic vorbim de mileniu 5-3 înainte de Hristos. Cu aceste exponate începe și prezentarea în Muzeul Național de Istorie. Deci dacă veniți aici în interior, începeți cu această perioadă, cu această epocă și până în zilele noastre, bineînțeles. Dacă vorbim de această cultură de Cucuteni, atunci vorbim de o bună bucată din teritoriul României de astăzi, Republica Moldova și ceva din Ucraina, ca să avem o imaginație cât de extinsă era, da, această cultură. E, trecem un pic rapid așa prin timp, ajungem în perioada Daciei, cunoaștem renumita bătălie cu Traian și dacă ajungeți la Roma, mergeți și vedeți columna lui Traian, unde îi vedeți și pe daci și pe romani luptându-se în putere, dar de aici avem legătura cu Imperiul Roman și cu Latinitatea, după cum spunea și Eminescu, de la Roma venim, de la Dacia Traiană. Bine, sunt dispute privind care limba a fost prima, limba dacă sau limba latină, dar nu o să intrăm în aceste amănunte. Și făcând o legătură cu această statuie, merg rapid în timp ca să vă spun că ea a fost cadonată de către municipalitatea din Roma, Chișinăului, după primul război mondial, dar ajungem și acolo. Ei, avem această perioadă dacoromană, ca să spun așa, și după care avem formarea principatelor. Unul dintre ele fiind, bineînțeles, Moldova. Și aici vorbim nu de Republica Moldova, dar vorbim și de Republica Moldova împreună cu zona geografică din România denumită Moldova și ceva părticele care sunt prin Ucraina de astăzi. Geografic vorbind, în secolele 14-15 vorbim de o altă Moldovă, geografic vorbind. Da, toate bune și frumoase, mai ajung tătarii, mai ajung turcii,
nu o să intrăm în toate amănuntele istorice, doar punctăm cele mai importante. Ei, și unul dintre cele mai importante ar fi finele secolului XVIII, când Imperiul Rus își extinde și el ariile, devenind mai puternic, devenind un simbol al ortodoxiei față de Imperiul Otoman, care era musulman. Și aici avem, bineînțeles, și apropierea de Nistru. La finele secolului XVIII, de fapt, Imperiul Rus se extinde până la Nistru ca, în urma unei bătălii, la 1812, să fie semnat un acord între Imperiul Rus și Imperiul Otoman la București, în hanul lui Hanganu. În hanul lui Manuk Bey. Manuk Bey, mă gândeam la alt han, da. Unde vroiam să vă trimit. La hanul lui Manuk Bey. Da, puteți să mergeți să-l vizitați, să vedeți unde, de fapt, Moldova vine separată în două. Astfel, o parte rămâne sub Imperiul Otoman, cealaltă merge sub Imperiul Rus. Și de aici încolo vorbim doar de această zonă, care mai mult sau mai puțin geografic ar fi Republica Moldova de astăzi. Un pic alte granițe, dar aproximativ vorbim de această zonă. Adică partea pe care a luat-o Rusia? Imperiul. Da. Sau, da, partea, da, da, da. Partea pe care a luat-o Imperiul Rus. Da? Imperiul Rus, da. Da. Și din acel moment vorbim de această zonă, astăzi Republica Moldova, vorbim de ea ca fiind Basarabia, o gubernie a Imperiului Rus. Atenție! Cuvântul Basarabia, de fapt, până atunci era folosită pentru o mică părticică din acest teritoriu de la sudul țării, care cumva în perioada țaristă, în perioada Imperiului Rus, vine extinsă pentru toată gubernia, probabil pentru a face o diferență dintre cealaltă Moldovă, ca să zicem așa, sau din alte considerente, oricum ar fi, din acea perioadă vorbim de Basarabia. Basarabia, nume care îl tot găsim și astăzi. Da. Da, deci dacă vedem în anumite documente istorice de până la această perioadă, vorbindu-se de Basarabia, cu siguranță se vorbește de acea zonă micuță de la sudul țării și nu de întreg teritoriul geografic vorbind. Și bineînțeles, având o gubernie, era nevoie de o capitală. În acea perioadă, până la separare, capitala fiind a Moldovei fiind la Iași. Chișinău nemaiavând o tangență cu Iașiu și respectiv întreaga zonă nemaiavând o tangență cu Iașiu, fiind sub o altă autoconducere, să zicem așa, e nevoie de ales o capitală pentru această gubernie. În acea perioadă, Chișinăul fiind pe departe unul dintre cele mai dezvoltate, da? Adică orașul Orhei, spre exemplu, sau Tighina, la acea vreme, erau mult mai dezvoltate ca orașe, da, nemijlocit. Chișinăul fiind mai puțin dezvoltat în acea perioadă, din mai multe considerente și decizia vine aleasă pentru Chișinău, ca să devină capitala acestei gubernii, unul dintre promotorii acestei idei fiind și Bănulescu Bodone, mitropolitul, vorbisem despre el un pic la Căpriana, astăzi vom mai auzi despre el, el fiind de fapt cel care susține această idee de alegerea Chișinăului ca o capitală, alții având păreri împărțite, dat fiind faptul că nu era atât de dezvoltat. Totuși, decizia este luată, Chișinăul devine o capitală a guberniei, de aici încep construcțiile administrative pe care le vom vedea, vom vorbi astăzi despre ele, o restructurare a orașului, bineînțeles și a întregii zone, dar a orașului în mod special, el fiind un punct administrativ al zonei. Și avem această gubernie până în Primul Război Mondial. În Primul Război Mondial avem o răsturnare de situație, avem Revoluția din Imperiul Rus, în care Basarabia își formează un sfat al țării. Cel la care am fost. Am văzut locația, da, deci sfatul țării care rapid ia decizia de a se declara zonă independentă și, bineînțeles, semnarea Pactului Unirii cu România. Cu România. Uh-huh. Toate bune și frumoase, până vine al doilea război mondial, în care din nou răsturnare de situație și această zonă devine Republica Soviet Socialistă moldovenească. Până în anii 89-90, când din nou avem răsturnare de situație în zonele țărilor Soviet Socialiste și această zonă deja devine cunoscută sub numele de Republica Moldova, pe care o cunoaștem astăzi. Da. Deci, bine ați venit în Republica Moldova, bine ați venit la Chișinău. Bine v-am găsit. Și pentru mult mai multe detalii, vă aștept
în Muzeul de Istorie, unde avem toate aceste epoci prezentate în detaliu, cu obiecte, cu documente și tot ce are nevoie un cunoscător și un doritor de a cunoaște această istorie. Începând cu o căsuță, cum locuiau cucutenii, care este în curtea muzeului, acolo, curte, da. Da, și încheiind cu un autobuz istoric care vinde cafea. Miroase până aici. Și da. Miroase până aici, da. Deci, toate acestea le găsim aici și, da, vorbind și de Lupa Capitolină, vă spuneam că ea a fost dăruită Chișinăului după semnarea Pactului Unirii, deci vorbim după primul război mondial. Din păcate, ceea ce vedem noi acum este doar o copie creată de o asociație de tineret de aici, pentru că cea originală din al doilea război mondial nu o mai avem. Dar istoria rămâne și acum o știți și voi. Da. Mergem să descoperim orașul, dacă tot a devenit capitală, să vedem ce s-a întâmplat capitala. Aici. Da. Și n-am făcut mai mult de 20-30 de pași și am ajuns în dreptul Muzeului de Artă, nu? Da, așa este. După cum vedeți, o clădire destul de artistică și la exterior, păstrând în interior opere de artă, ale inclusiv artiștilor contemporani, dar și cei de până astăzi. Un lucru interesant, această clădire, de fapt, a fost construită inițial pentru a fi un gimnaziu de fete. Bineînțeles că fetele sunt mai aproape de artă cumva, probabil de aceea și clădirea arată atât de interesant. Un aspect interesant, acest gimnaziu se află aproape de locul în care era gimnaziul băieților, adică în cadrul Muzeului de Istorie. Da, cel anterior. Cel anterior pe care îl văzuse, Muzeul de Istorie, fusese inițial ridicat ca sediu pentru gimnaziul pentru băieți. Aici, iată că învățau fetele. Aproape. Aproape, destul de aproape, deci dar totuși separat, da? Ok. Acest muzeu de astăzi și acel gimnaziu de pe vremuri, vorbim de secolul XIX, vine construit datorită suportului financiar a Nataliei Dadiani. Natalia Dadiani fiind o femeie cu origini nobile din această zonă, căsătorindu-se cu un principe din zona Abhaziei și având această dorință de a învăța ea însăși, dar și de a transmite cunoștințele sale fetelor, devine profesoară de geografie, după care ajunge director al gimnaziului, constată că gimnaziul are condiții foarte proaste pentru fete și atunci vine cu banii proprii, investește într-o nouă clădire, cea pe care o vedem noi de fapt astăzi, și îl invită pe arhitectul Alexandru Bernardazzi ca să creeze o operă de artă în arhitectură, ceea ce vedem. Cu siguranță că și numele Alexandru Bernardazzi vă sună un pic mai nu moldovenesc și nici românesc. Da. Pentru că, de fapt, e adevărat, el era de origine italiano-suedeză, studiind la Sankt Petersburg și având lucrări în Chișinău și în Odessa. Și, apropo, reține acest nume, pentru că vom mai auzi de el pe parcursul călătoriei noastre prin Chișinău. Iată că, în timp, această clădire, deja spre sfârșitul secolului trecut, este transformată în muzeu, avându-l aici ca un început, să zicem, de artă și zona în care se păstrează colecțiile, și astăzi ne bucură ochiul. Mai mult decât atât, muzeul în sine are propriile restauratori, încerc să le spun pe toate într-un cuvânt, respectiv toate operele care ajung aici, în orice stare nu ar fi, la ele se lucrează la maxim, astfel încât să fie în condiții optime și păstrate pentru următoarea generație, deci puteți să invitați și copiii și nepoții să ajungă aici când le veni vremea. Da. Iar noi continuăm să descoperim Chișinău. Unde am ajuns? Dacă vă uitați atent la biserica din spatele nostru, poate vă gândiți că suntem în Grecia, nu? Un pic. Așa. Așa, un pic. Tot la Chișinău am rămas, dar au venit grecii la noi. Așa. Pentru că în spate vorbim, de fapt, de Biserica Sfântul Pantelimon, ridicată în secolul XIX, cu fondurile a doi frați, familia Sinandino, care erau deja de-ai locului, familia lor imigrând în aceste zone anterior și, respectiv, ei deja erau cetățeni
obișnuiți orașului. Iată că acești doi frați Landino, fiind dintr-o familie de nobili, decid să construiască o biserică pentru comunitatea grecilor din Chișinău. Îl invită pe Alexandru Bernardaţi, cel de care vorbisem anterior la muzeu, și avem în spate această minunată operă arhitecturală și cu origine religioasă pe de altă parte, creată datorită acestei familii Sinandino din Grecia. Clădirea funcționează până în perioada sovietică, cu destinația de biserică. În perioada sovietică este transformată în sală de degustări de vinuri. Bineînțeles, toate interioarele sunt pictate anterior, iar apoi văruite în alb. Respectiv, după anii 90, biserica va fi redeschisă cu activitatea inițială de biserică și picturile refăcute. Singura parte originală, ca să zic așa, oricum o avem ca arhitectură, pentru că aceasta nu a fost modificată între timp și poate fi vizitată și astăzi, ea fiind redată în mare parte comunitatea grecilor este activă și astăzi în Chișinău și mai puteți întâlni unii dintre ei aici la biserică. Unii chiar nu cunosc greaca, unii încă o mai știu, dar cert este că rădăcinile lor sunt acolo undeva prin Grecia. Iar noi vom continua și descoperim alte popoare pe la Chișinău. Unde am ajuns acum? Dacă tot am vorbit de comunitatea grecilor și de acea familie Sinandino care construiește acea biserică Sfântul Pantelimon, ei iată că ei investesc și într-o bancă orășenească. Tot de secolul XIX vorbim, clădirea din spatele meu inițial a funcționat ca bancă orășenească, ulterior fiind transformată în Banca Națională a Moldovei, iar actualmente deja funcționează ca sală cu orgă. Respectiv, în dependență de ce doriți să vedeți, va trebui să călătoriți un pic în timp. Dacă vă place muzica, astăzi ascultați sala cu orgă. Dacă veniți un pic câteva secole în urmă, deja avem banca orășinească. Asta nu se auzea înainte cu secole, dar e foarte bine că există astăzi. Da. Deci vorbim aici în continuare de comunitatea grecilor care contribuie la dezvoltarea orașului și vorbim de secolul XIX. Deja vedem un mix de populație și aici ar fi cazul să fac mențiune al că în momentul în care este semnat acel tratat de separare a Moldovei în două părți și vorbim deja de Basarabia ca gubernia Imperiului Rus, Imperiul Rus face o invitație către populație să vină pe teritoriul Basarabiei, adică sub Imperiul Rus, cei care doresc și care de fapt își aveau locațiile pe teritoriul rămas sub conducerea Imperiului Otoman. Ceea ce se și întâmplă, de fapt, o parte din boierime își vând terenurile și se mută aici, dar este cunoscută și versiunea inversă, când boierimea care avea pământuri aici și le vând și se mută de cealaltă parte, fiecare cum considera că va fi mai bine pentru el și familia lui. La fel o fac și oamenii simpli. Oricum ar fi, noi avem aici deja un amalgam de popoare care vin și inclusiv îi avem pe bulgari care vin împreună cu o comunitate de găgăuzi, dar asta vă las doar ca surpriză. Vă aștept aici să vorbim despre comunitatea de găgăuși în Moldova și cine sunt ei și unde se află. Ok. Data viitoare. Ok, ok. Și dacă tot vorbim de oameni din diferite locuri care au contribuit la dezvoltarea orașului și la istoria acestuia, mergem să vedem clădirea primăriei. Care e vis-a-vis. Care este vis-a-vis de noi. Da. Deci nu facem foarte mult. Adică doar ne așezăm în poziția asta. Ne așezăm în altă poziție ca să fie mai vizibil. Așa. Și aici vorbim deja tot de Alexandru Bernardaţi, care a contribuit ca arhitect la construcția acestei clădiri. Însă aici vorbim deja de un neamț. Vorbim de Carol Schmitz, care fiind primar la Chișinău, decide că orașul, fiind capitala acestei gubernii, are nevoie de o clădire a primăriei, o dumă orășenească, la acea vreme cum se numea. Carol Schmitz, fiind de origine neamț, dar deja născându-se în Chișinău, părinții lui vin aici în Moldova, este ales ca fiind primar, deși el nu avea plan să devină în viitor un primar al orașului, dar este ales prin voia sorții, ca să spunem așa. Și iată că
stă în această funcție mai bine de 20 de ani, timp în care reușește să facă mai multe pentru oraș, unul dintre proiectele sale și ideile sale fiind această dumă orășenească care funcționează și astăzi. Clădire care a fost avariată în cel de-al doilea război mondial și restaurată după planurile vechi, schițele vechi, pozele care au mai rămas și a fost redată în funcțiune. Este de fapt printre puținele clădiri care a supraviețuit în oraș după cel de-al doilea război mondial, pentru că orașul a fost distrus aproape 80% din patrimoniu și din clădirile vechi care existau până atunci, respectiv sunt niște comori aceste clădiri care au mai rămas. Iar pentru iubitorii de tradiții și obiceiuri, aici avem și un punct în care puteți să cumpărați obiecte meșteșugărești pentru turiști sau mai moderne. Pentru cei interesați de design-uri tradiționale, avem și magazine de îmbrăcăminte create de designerii noștri. Pentru cei care au ajuns la Chișinău și nu știu încotro să o apuce, tot în această clădire este amplasat și sediul Centrul de Informare pentru Turiști, de unde puteți să luați mai multe informații. Vedeți acolo semnul I, care este un semn cunoscut internațional pentru informații suplimentare. Intrați acolo și veți fi redirecționat în dependență de ce preferințe și dorințe aveți. Iar noi mergem la pas în continuare. Bun, păi ne-am pus în mașină că afară plouă destul de bine și e foarte cald și bine aici, e vorba și de aparatură, așa că turul o să-l continuăm din mașină. E în premieră lucrul ăsta. Da, e în premieră. Așa, și văd că ne aflăm pe strada, da, mai bine ne spui tu, unde ne aflăm, unde mergem? Sigur, da, ne aflăm pe strada Pușkin, încă suntem în Chișinău, în centrul Chișinăului, de fapt, și am putea spune că suntem în Chișinău, în centru, dar centru calculat din secolul XIX, nu până atunci. Vă povesteam noi când făcusem un mic tur de seară că Chișinăul vechi, zona istorică din secolul XV, este mult mai jos. Și iată că acum vorbim de ce avem această diferențiere dintre centrul istoric și centrul orașului nemijlocit. Dacă ne reamintim, vorbisem despre alegerea Chișinăului ca capitală a guberniei, care necesita o administrație locală și, bineînțeles, o zonă administrativă, ceea ce era complicat de făcut în zona veche a orașului, având străduțe mici, întortocheate, case la fel de mici, care era foarte complicat să fie ajustate, adaptate necesităților noi funcții a orașului. Și atunci vine luată decizia ca zona veche să fie lăsată așa cum este și că partea administrativă să fie construită un pic mai sus, cu un plan bine pus la punct, clădiri administrative de cult și orice ar fi nevoie. Respectiv, noi în centrul Chișinăului avem străzi mari și late, perpendiculare, bine planificate, pentru că toate au fost organizate conform unui plan urbanistic și de aici, practic, istoria clădirilor din zona este legată de această perioadă istorică, inclusiv clădirile pe care le văzusem noi anterior, da, sala cu orgă și clădirea primăriei. În partea stângă, pe geam, vedem Casa Guvernului. E o clădire construită în perioada sovietică. Însă, în perioada secolului XIX, acesta era locul casei administrative a mitropoliei. Mitropolitul Bănulescu Bodone pune bazele și unei mitropolii la Chișinău. Merg înainte, da? Tot înainte, da. Noi o să mergem tot înainte și o să atragem atenția la ceea ce vedem pe stânga. Aici vom încerca să facem un tur ca să reușim să vedem din toate unghiurile. Avem pe stânga Piața Marii Adunări Naționale cu Arcul de Triunf, la care vom încerca să ajungem mai aproape. Și vedem un parc. E Parcul Catedralei.
planificat și acesta în secolul XIX, Bănulescu Bodone, mitropolitul Bănulescu Bodone fiind cel care insistă ca această catedrală să existe la Chișinău. Planurile arhitecturale sunt aprobate și catedrala este construită împreună cu clopotnița. Din păcate, mitropolitul nu reușește să le vadă într-un final, pentru că își încheie viața un pic mai devreme, fiind înmormântat la mănăstirea Căpriana, unde am fost noi. Iar ca urmare a activității sale, da, catedrala este funcțională și astăzi. Cred că putem să o vedem între copaci, între arbori, în parc. Încercăm să vă arătăm acolo. Și vouă. Vom ajunge imediat într-un punct în care este mai vizibilă. Da, deci aici avem laterala catedralei, nu este intrarea principală, intrarea principală fiind din zona Pieței Maria Dunării Naționale, din zona Arcului de Triumf. Și tot aici avem o clopotniță care a fost din păcate distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial, parțial, după care distrusă complet din spațiul arhitectural al zonei și reconstruită abia după anii 90 conform planurilor și schițelor vechi ale zonei. Noi vom face stânga imediat această stradă pe care o avem. Da, și pe strada Alexandru cel Bun, care de fapt cumva delimitează zona veche a orașului de zona nouă, da, vorbim de secolul XIX, vom merge tot înainte. Vom intersecta strada pietonală pe care am făcut o mică plimbare noi seara și a fost o decizie foarte bună pentru că am văzut-o din exterior, nu din mașină. Da. Adică aceasta. Adică aceasta, da. Aceasta fiind strada pietonală, care duce de fapt în spatele catedralei. Da, pe stânga, dacă vom urca, va fi zona parcului catedralei. Noi mergem tot înainte și primul drum stânga va fi strada ce poartă numele mitropolitului Bănulescu Bodone. Dacă tot numele lui are importanță pentru oraș, iată că îi dedicăm și o stradă aici. Așa, și vom urca până la strada centrală și vom vedea catedrala tot pe stânga, doar că din altă zonă. Și revenim la istorie. Da? Spuneam despre faptul că tot ce vedem aici este un plan bine pus la punct în acea perioadă istorică. Și pe stânga avem un spațiu cu flori, dar între flori avem și intrarea în parcul catedralei. Adică chiar aici. Adică chiar aici. Da, și puteți să vedeți această zonă. Cea pe care am arătat-o mai devreme, exact, exact. Iar noi vom face dreapta acum. Și vom vedea clădirea pe partea dreaptă. Reușești? Pot că e verde. Da. Nu, de filmat mă refeream. Da, clădirea pe partea dreaptă avem... Da, asta galbenă, care l-are pe mitropolitul Bănulescu Bodone reprezentat acolo. Dar această clădire are o importanță și istorică pentru oraș, ea fiind un hotel, hotelul Suites, ce aparținea unui elvețian și era considerat a fi unul dintre cele mai luxoase din Chișinău la acea vreme, iar ulterior această clădire este de fapt clădire restaurată de prima femeie arhitect, Rosa Spirer. Da, iată că Rosa Spirer este numele ce
pornește activitatea femeilor în arhitectură aici în Moldova și ea este cea care restaurează această clădire după cel de-al doilea război mondial. Iar pe partea stângă noi vom vedea Parlamentul Republicii Moldova, o clădire construită și ea în perioada sovietică, care funcționează și astăzi, bineînțeles. Și ne vom continua drumul. Bun, suntem în continuare pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Mergem spre o destinație interesantă pentru publicul din România, pentru că vom ajunge în zona în care este amplasată fabrica de ciocolate Bucuria. Mm-hmm. Deci puteți să vedeți de unde de fapt pornesc toate. Dar pe lângă asta, acolo vom vedea și o altă clădire istorică. Vorbim de o clădire din secolul XIX și vorbim aici de un nume renumit pentru instituțiile medicale din Republica Moldova, de Toma Ciorbă, medic care aduce medicina din Chișinău la un alt nivel, el fiind de fapt cel care contribuie la deschiderea primului spital, un spital de boli infecțioase în secolul XIX, care funcționează și astăzi. Deci vom putea vedea cum arăta o clădire pe acea vreme și mai mult decât atât, Toma Ciorbă era considerat unul dintre cei mai buni medici ai vremii, având invitația de a merge și la Sankt Petersburg pentru a lucra. El refuză, spunând că vrea să rămână în orașul acesta, în orașul, în locul de baștină și să contribuie la sănătatea populației din zonă. Deci iată, pe partea stângă vom vedea o clădire cu un singur nivel. Cea de aici. Cea de aici, da. Toată fiind, iată, această contribuție a lui Toma Ciorbă și avem acolo și o mică informație despre el. Și alăturat, următoarea clădire pe care o vedem este Universitatea de Medicină din Chișinău. Deci pentru pasionații de medicină, aici vă găsiți locul pentru studii. Și noi vom reveni în această zonă din alt unghi pentru a vă arăta unde de fapt este locația fabricii Bucuria. Ne-am întors pe Ștefan cel Mare, pe strada Ștefan cel Mare și vom vedea partea cealaltă de stradă. Deci da, am văzut partea cu clădirea Parlamentului, acum vom ajunge și la președinție, dar înainte de președinție vom vedea Biserica Schimbarea la față, o biserică veche și ea, care din perioada sovietică a fost transformată ca planetarium și abia după anii 90 să-i se redea din nou statutul de biserică care funcționează și astăzi. O veți vedea în câteva clipe, vă voi arăta. O să încerc să vorbesc un pic în avans ca să reușim din trafic să vedem și clădirile și să auzim și câte ceva, cel puțin despre ele. Deci, lângă Universitatea Tehnică, pe partea stângă avem Universitatea Tehnică, lângă Universitatea Tehnică e prima pe care o văzusem și apoi vedem o bisericuță pe stânga cu acoperiș auriu. Da, aceasta este Schimbarea la față, care funcționase ca planetarium. Iar apoi în față vedem o clădire înaltă albă cu flagul țării. Este clădirea președinției, construită și ea în anii 80. Iar acest loc are o rezonanță istorică și anterior. Curios sau nu, este faptul că aproximativ pe acest loc până la primul război mondial, până la al doilea război mondial, era o biserică luterană ce avea la fel un turn destul de înalt, oarecum similar cu ceea ce vedem acum, doar că într-o altă dimensiune, bineînțeles, și cu altă destinație. Iar noi ne apropiem din nou de Piața Marii Adunării Naționale, unde vom vedea complexul catedralei cu turnul cu clopote și Arcul de Triumf. Voi merge în avans cu istoria și vă voi povesti despre faptul că
De fapt, Arcul de Triunf pentru noi are o triplă simbolistică, ca să-i spun așa. Pe de o parte este Arc de Triunf, ce simbolizează un Arc de Triunf în toată lumea, adică un război încheiat între două puteri, aici vorbim de Imperiul Rus și Imperiul Otoman. Pe de altă parte, acest Arc de Triunf era utilizat ca clopotniță, pentru că clopotele necesare pentru catedrală au fost comandate și au fost realizate de către o fabrică din Odessa. În momentul în care sunt aduse la Chișinău, se constată că clopotul mare nu are spațiu în clopotniță și atunci este amplasat în Arcul de Triunf. Și totodată sunt porțile sfinte, pentru că vis-a-vis de Parcul Catedralei erau amplasate clădirile administrative ale mitropoliei și respectiv mitropolitul trecea prin acest Arc de Triunf către Parcul Catedralei, astfel ele devenind și porțile sfinte ale acestei zone. Vă spuneam că clopotnița pe care o vedem noi astăzi este de fapt reconstruită după anii 90, ea fiind distrusă în perioada sovietică. Catedrala este cea din secolul XIX, ea având de suferit doar parțial în cel de-al doilea război mondial și fiind restaurată puțin și transformată în muzeu de arte. Probabil aceasta a și salvat-o și astăzi ea funcționează din nou ca o catedrală a țării și având aceeași amplasare și aceeași locație ca și în momentul în care a fost construită. Deci acum putem pe partea stângă să vedem mai bine tot acest complex. Ne vom apropia de Arcul de Triunf și de acolo vom avea o priveliște mai largă către toate monumentele despre care am vorbit până acum. Da, deci vedem Arcul de Triunf, primul pe linie, apoi avem clopotnița și deja în spatele clopotniței avem catedrala în sine. Da, deci arcul, da, exact, făcute în linie, sigur, da. Bun, și Parcul Catedralei fiind practic la doi pași amplasat de Duma Orășenească sau Primăria Orașului Chișinău de astăzi. Iată că vedem aici structura planului urbanistic, da, din secolul XIX, unde toate clădirile administrative erau mai mult sau mai puțin apropiate. Simplu de realizat acest lucru, dat fiind faptul că până atunci acestea erau terenuri ce aparțineau oamenilor, însă nu erau clădiri respectiv, a fost simplu de ajustat, de amenajat această zonă, totul având planificat. Și noi putem să facem o plimbare până la capătul orașului din secolul XIX, unde vom vedea o... Orașul nou sau orașul vechi? Orașul nou extins deja al secolului XIX. Okay. Da, deci vorbim de o creștere treptată a acestuia. Veți vedea că distanța este foarte mică și de fapt acum acea zonă este tot centrul orașului. Dar pe atunci era... finele acestei zone, unde găsim o mănăstire funcțională și astăzi. Vorbim de mănăstirea Ciuflea, care este construită în secolul XIX și funcționează și astăzi. Revenim la ea în câteva clipe. Da, deci avem strada Ștefan cel Mare actualmente, strada considerată de importanță majoră în toate perioadele de la secolul XIX încoace, care bineînțeles și-a schimbat numele de-a lungul timpului în dependență de regimul care era aici în zonă, dar oricum ea rămâne a fi strada principală și strada centrală, care
unește zonele orașului, unește regiunile. Vorbeam anterior de regiunea Buiucani, unde am întors noi mașina, deja vorbim de zona Buiucani, care fusese sat și care intră deja, iată, în componența orașului. Mai mult decât atât, până în secolul XIX, Chișinăul, o parte din acesta, era chiar proprietatea mănăstirilor din Iași. Se practica acest lucru, la fel cum Mănăstirea Căpriana, la care noi am fost, avea în posesie câteva sate. Iată că și o bună parte din Chișinău era proprietate mănăstirească, care, bineînțeles, după semnarea actelor de la 1812, când această zonă devine gubernie, sunt schimbate, bineînțeles, durează câțiva ani până se fac procedurile de cedare a acestor terenuri de către mănăstirile din Iași și către noua gubernie. Dar până la urmă vorbeam de faptul că Chișinăul se dezvoltă în timp și primul act, dacă ne mai aducem aminte, era de fapt un act de vânzare-cumpărare. La 1436 vorbim de 17 iulie, da? Deci dacă vreți să veniți în Chișinăul de sărbătoare, veniți pe 17 iulie, când avem un festival cu numele Te Salut Chișinău, în care celebrăm, iată, această atestare documentară și, de fapt, iată, o vânzare de terenuri care menționează Chișinăul ca fiind sat, ne vorbește despre acest lucru. A mers un pic, ajungem în zona în care vedem în față scris... Fac dreapta aici? Da, facem dreapta aici, vedem în față scris Chișinău. E un hotel renumit în perioada sovietică, acum e mai puțin funcțional, nu știu dacă le-a mai rămas una, două camere active, dar pe atunci era un hotel căutat, iar noi vedem pe partea stângă Mănăstirea Ciuflea, mănăstire ce poartă numele Sfântului Teodor Tiron. Mănăstire funcțională și astăzi, noi vom păstra banda din stânga pentru că ne vom întoarce curând. Și e o locație care funcționează zilnic față de alte biserici care sunt deschise doar în timpul sărbătorilor. Aceasta fiind o mănăstire, este deschisă mereu și e o mănăstire care mai păstrează unele dintre cele mai vechi icoane pe care le are în posesie, care încă stau în interiorul acesteia, cu o serie de moaște pentru pelerini, această fiind deschisă inclusiv. Și iată că această zonă era oarecum sfârșitul orașului în secolul XIX, iar acum ați văzut, suntem foarte, foarte aproape de centru, ea fiind cumva o periferie a zonei centrale și deja nici de cum o periferie a orașului. Iar noi aici ne vom întoarce din nou spre centru. Păi, din păcate, vremea nu ține foarte mult cu noi și materialul se va încheia aici, în dreptul mănăstirii, în fața mănăstirii. Cu atât mai bine, pe de altă parte, că vă lăsăm pe voi să veniți să descoperiți. Sunt mult mai multe lucruri, că la noi planul era mult mai mare și cred că nici măcar la jumătate n-am ajuns. Adică atât de multe lucruri sunt de văzut aici. Așadar, îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai fost ghid și o să vă lăsăm și link-uri în descriere cu contactul Tatianei. Să vedem, să vedeți și voi ce am văzut și noi și mai multe decât am văzut noi. Vă mulțumim tare mult și îți urăm toate cele bune. Mulțumesc și eu, a fost o plăcere să vă arăt o mică parte din ce are Chișinău și Moldova de oferit și, bineînțeles, vă așteptăm pentru noi descoperiri pe voi, atât cât și pe urmăritorii voștri, pentru că, bineînțeles, fiecare loc are o mulțime de povești și istorie ascunse în spate. Da. Bine, toate cele bune!